Dragi slujeni, unul din proiectele mele verzi se numește Biserici Verzi. Un concept lansat acum vreo 2 ani de zile în România de către Biserica Catolică Franceză, Biserica Ortodoxă și cred că și cea neoprotestantă din Suedia. Avem peste 1000 de biserici verzi la nivelul Europei. Curentul vine din zona catolică, ortodoxă, neoprotestantă. Cei mai dinamici sunt neoprotestanții în zona scandinavă, Suedia, Danemarca, Finlanda. Ideea lor este următoarea. Vor să introducă pe lângă dimensiunea educațională pe care Biserica Europeană a adaptat-o până acum, pe lângă zona socială, pe lângă zona educațională, vor să integreze și ecologia în actul bisericesc. Și aici nu e vorba de actul în sine, dacă vorbim de tămâie sau de altceva, ci vorbim efectiv de mesajul pe care îl vei transmite ca preot enoriașului în timpul slujbei respective. E vorba de comportamentul pe care, plecând acasă de la biserică, consumatorul, da, enoriașul, îl va avea din punct de vedere social și ecologic. Vis-a-vis de ce mănâncă, vis-a-vis de modul în care ajunge la biserică, e normal și este moral să viu la biserică cu mașina, dacă am un kilometru distanță, e normal să fiu un poluator având cantități mari de deșeuri pe care le produc la nivel de gospodărie. Toate acestea, la nivelul bisericii, pe baza unui chestionar online pe care îl integrez pe o aplicație pe telefon, pe un cod QR, de mâine, biserica își propune să modifice substanțial comportamentul ecologic al enoriașului. Și acum să vedem, pentru că subiectul ăsta bănuiesc că va ridica multe zâmbete pe piață, aș vrea să văd câteva întrebări de la publicul nostru tânăr. Hai să vedem, Aurelia. Da, casul meu, când am auzit subiectul Biserica Verde, I was like, what? Da, Biserica Verde. Cum facem? Întrebarea mea era cum aducem tinerii în biserică, deoarece conceptul de biserică este în momentul de față ușor... stigmatizat și cum aducem tinerii în biserică, ceea ce este un lucru extraordinar dacă am reușit să o facem cu proiectul Biserica Verde. Da. Este o bătălie între stat și biserică la nivel european, care dintre ei să vină cu mesaje mai atractive pentru tineret. Ecologia este clar, este un mesaj interesant pentru tineret. Din păcate, statul român, în cazul nostru, încă nu are o politică publică prin care să încurajeze ecologia la nivel public, chiar dacă din luna decembrie 2019 Europa ne propune ca mare provocare provocarea schimbărilor climatice, provocarea digitală, două mari provocări și încă una, cea demografică, dar ne referim la primele două, demografică și digitală, sau cea de schimbare climatică. Ei bine, dacă biserica a furat statul la nivel european, în Germania, în Franța, în Scandinavia, pe subiectul ecologie, ar trebui să-i dăm și ei credit, la fel cum ar trebui să-i dăm credit și statului român, francez, german, care mâine o să ne propună să ne înverzim viața din punct de vedere social, cultural, economic. Așa că dacă astăzi statul este furat de către biserică la nivel european, de ce să nu-i dăm credit încât mâine tânărul să se reîntoarcă în biserică pentru faptul că îi se propune un mesaj destul de cool, cum ar zice tinerii, un mesaj atractiv care ar putea schimba percepția și față de biserică. Dar în interesul lui al tânărului vorbim de un interes personal legat de comportamentul lui cotidian. Și dacă preotul vrea să transmită acest mesaj, de ce nu? Dacă această poveste se vinde pe rețele sociale, cum se întâmplă astăzi în aceste țări, în primul rând în țările scandinave, de ce să nu-i dăm o șansă și bisericii ortodoxe din România, așa de mult hulită, lovită în ultima vreme, să-și revină, dacă va veni pe piață, să pună servicii la bătaie de natură culturală, socială, economică, de ce nu? Adică vorbim de un mecanism care astăzi statul ar trebui să-l împingă în primul rând. Din păcate, statele au o lentoare în a reacționa față de alte entități din societate. Ori biserica, de exemplu, vis-a-vis de zona socială, a integrat mai rapid decât statele europene abordarea socială. Abia apoi statul a integrat zona socială. Biserica a integrat mai rapid componenta educațională, dau doar exemplu Franței, care deține și gestionează peste 60% din școlile franceze, universități, licee, școli generale. Deci înseamnă că biserica trebuie să-i lăsăm rolul de jucător social, cultural, economic și de ce nu ecologic, dacă vrea să joace un rol pe piață, un rol în care astăzi Bartolomeu, patriarhul de la Constantinopol, este supranumit
Patriarhul Verde, în care Papa Francisc are o dimensiune ecologică extrem de importantă, în care pastorii scandinavi joacă o dimensiune ecologică destul de interesantă și mult mai rapidă decât statele din care fac parte. Am și eu o întrebare. S-auzim. Că vreți să integrați sau să ajutați din nou tinerii să vină la biserică și acest subiect de biserică verde mi se pare foarte interesant, dar cum veți ajuta într-un fel sau altul și oamenii puțin mai în vârstă să se mobilizeze pe această temă, deoarece a spus că faceți cu un formular online, oamenii mai în vârstă sunt puțin mai, nu sunt la curent cu domeniul online. Șansa de ecologizare a unui om mai în vârstă este mai mică decât a unui tânăr, pentru că nu este conectat la o tehnologie la care tânărul este conectat, motiv pentru care, dacă vreau să ecologizez o familie urbană din Cluj-Napoca, va trebui să mă adresez în primul rând copilului, tânărului, care prin intermediul lui să poată să meargă acasă și să vină pe mâine să schimbe comportamentul mamei, tatălui. Cam aceasta este abordarea care se practică astăzi în Europa. E greu să cheltuiești energie pentru un public, să zicem, pentru care ecologia, pentru vârsta mea, ecologia, întrebător, eu sunt prof de ecologie și eu înțeleg mai bine. Dar dacă nu eram prof de ecologie, era complicat pentru mine să înțeleg dimensiunea ecologică. Dar pentru fiul meu, care are astăzi 27 de ani, pentru fiica mea la 21, pentru fiul meu cel mic la 13 ani de zile, ecologia e o poveste a lui din setarea lui cu care a venit pe pământ. Și atunci pentru ei este mult mai simplu ca ei să mă ecologizeze pe mine și să-mi schimbe mie comportamentul înspre unul mai ecologic, Dorian. Cam așa ar trebui să se întâmple treaba asta și asta îmi propun să fac la nivel de Cluj-Napoca.